Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Toată lumea a așteptat, deci cu destulă îngrijorare, discursul lui Vladimir Putin de la parada militară din Piața Roșie. S-a speculat masiv cu privire la posibilitatea declarării unei mobilizări generale din cauza impasului în care se află armata rusă în Ucraina. De asemenea, a existat temerea că Putin va găsi alte căi de escaladare a conflictului, care poate ar crește și mai mult tensiunile internaționale și presiunea pe lumea liberă. Totuși, în cele din urmă, Putin a ținut un discurs în care n-a făcut decât să reia principalele teme ale propagandei Kremlinului, pe care le știm, că Ucraina se pregătea să atace Rusia, că în Ucraina urmau să fie desfășurate arme nucleare, că naziștii dețin puterea la Kiev, că Rusia e încercuită, că Occidentul falsifică istoria și întreține rusofobia. Deci, Rusia ar fi fost obligată, de fapt, să invadeze Ucraina într-un fel de legitimă apărare, după cum ne spune Vladimir Putin și propaganda rusă de mai bine de, mă rog, de jumătate de an încoace. Despre semnificațiile discursului lui Putin din Piața Roșie vorbim acum cu analistul politic Cristian Pârfulescu. Bună dimineața! Bună dimineața! Acum, domnule profesor, eu aș vrea să, cum se spune, vă dau din casă. Noi ne întrebam ieri, înainte de discursul lui Putin, cu cine vom vorbi în dimineața asta, cu un analist militar sau cu unul politic, și iată-vă acum pe dumneavoastră în dialog cu noi. De ce credeți că Putin a avut un discurs atât de plat? De fapt, cu aceleași teme de propagandă găunoasă, în timp ce toată lumea se temea de ceva mult mai rău. Pentru că nu se poate ceva mult mai rău, nici măcar Putin nu poate să meargă mult mai departe, pentru că ați descris foarte bine situația. Armata se află într-un moment nu extraordinar de bun. De o lună și jumătate deja s-au concentrat pe atacul în Donbas și nu au reușit nimic spectaculos, dar nici mai departe nu pot să meargă. Pe de-o parte, pentru că nu există o susținere a societății ruse pentru un război generalizat, iar mobilizarea generală va lovi în imaginea pe care Putin și-a creat-o un învingător, pentru că nu e așa, la Moscova se susține că operațiunea militară a fost un succes. Ieri nu s-a spus altceva, nu s-a încheiat. Și asta pentru că Occidentul a intervenit acolo, dar operațiunea este un succes, este o lovitură preventivă, este o lovitură, deci e o operațiune specială în încercarea de a proteja teritoriul național, un teritoriu pe care liderii sovietici în urmă cu 70 și ceva de ani l-au oferit Ucrainei fără niciun fel de motiv. Rusia deci este, din punctul de vedere al lui Putin, într-o mișcare legitimă și mulți ruși sunt de acord cu el. Știu, aveți dreptate, foarte mulți se așteptau la altceva, dar sunt exact acei analiști care nu acceptau, nu credeau, nu voiau să creadă că Rusia va ataca Ucraina, și după ce acest lucru s-a întâmplat și toate previziunile lor s-au dat peste cap, acum cred că Vladimir Putin este absolut imprevizibil și total irațional, ceea ce nu este deloc adevărat. Bun, vă propun să încercăm, oricât de greu sau de complicat ar fi, să facem un mic exercițiu de privire în viitor, de privit în viitor. Acum, în unele dintre zonele ocupate, în Kherson, de exemplu, rușii introduc rubla, au introdus canalele lor de propagandă TV, administrația controlată de ei. Vedeți cumva posibilă transformarea acestui război într-un alt conflict înghețat, cum Rusia întreține de zeci de ani deja în multe părți de la granițele sale? Sau e prea mare de data asta ca să se poată transforma în așa ceva? Cred că ar fi cel mai negru scenariu pentru Putin. Putin a sperat că va reuși să ocupe destul de repede regiunile astea, în câteva zile, printr-un război fulger, pentru că avea o imagine distorsionată despre armata rusă. Acum încearcă să gestioneze situația. Se vorbește despre Republica Kherson de multă vreme, de la început. Nu au reușit câteva săptămâni bune să mobilizeze aproape niciun politician local în susținerea Rusiei, deși în zonele respective sunt în general rusofoni. Deci e posibil, e greu de crezut că Rusia va alipi aceste regiuni, deși
chiar cu o zi înainte de 9 mai, duminică pe 8 mai, în regiune au fost oficiali de la Moscova care vorbeau despre anexarea regiunilor la Rusia. E greu de crezut că sau, se va întâmpla... Sau blasturile Donetsk și Luhansk, care și-au declarat cumva independența și Moscova le-a recunoscut această independență cu, cred, două zile înainte de începerea războiului? Exact. Da, dar nu exact acolo, numai că vedeți, este mult mai complicat. Ceea ce își dorea Rusia era să creeze un stat tampon. Acest stat tampon nu se poate crea în momentul de față. Operațiunile militare continuă și în sud, însă este greu de crezut că va avea loc o schimbare radicală a situației de pe teren. Ba mai mult decât atât, ucrainienii par să fi început o ofensivă timidă în zona de nord, de la Harkov, și sunt în zona Herson într-o activitate destul de febrilă, iar dacă înarmarea va continua, vor avea și capacitatea de contraofensivă. Dar suntem într-unul din cele mai negre scenarii pe care și le imaginea Putin, în condițiile în care sancțiunile merg, sancțiunile occidentale își ating obiectivul. Mai mult decât atât, China, care nu-i așa, era o prietenă extraordinară a Rusiei, a decis să nu mai colaboreze cu Rusia în domeniul electronic. Două mari firme s-au retras din Rusia, cele mai mari firme mondiale s-au retras din Rusia, și asta pentru că nu vor să devină obiectul unor sancțiuni americane, în condițiile în care China, oricât de mare putere economică ar fi, nu poate să producă cele mai mici microprocesoare din lume. Acestea sunt produse în Taiwan și fără aceste microprocesoare, orice producție chineză se prăbușește. Iată că Rusia devine din ce în ce mai izolată, iar Vladimir Putin nu putea, în condițiile date, să afirme ieri o victorie și nici nu putea să treacă la un nou nivel al conflictului, pentru că deja cei care îl susțin au obosit și nu-l mai pot susține. Dacă vorbim despre asta, acum este evident că Rusia nu și-a abandonat niciodată comportamentul imperial, nici pe vremea Uniunii Sovietice și iată nici acum. Pe de altă parte, istoria presează, n-ai ce să-i faci. Sunt câteva țări europene care au trecut la un moment dat prin trauma încheierii perioadei lor imperiale sau colonialiste. Franța, de exemplu, cu un război îngrozitor în Algeria, pierdut. Sau Marea Britanie, mai pașnic, e adevărat. Sau chiar și Suedia, cu câteva secole în urmă, e adevărat, și tot în urma unor înfrângeri militare. Și Olanda, da, iată, mai departe. Bun. Iar Austro-Ungaria s-a prăbușit după primul război mondial și n-a mai rămas nimic. Multe deci, exemple. Vedeți posibilă o transformare a Rusiei în ceva mai pașnic și mai civilizat dacă pierde acest război de agresiune împotriva Ucrainei? Depinde cum îl pierde. Vedeți, ieri la Strasbourg, unde a avut un discurs care a fost comentat, președintele Macron spunea pe de o parte că ceea ce se întâmplă în Ucraina este o crimă și este inadmisibil, dar că Rusia nu trebuie umilită pentru a nu fi în situația Germaniei după primul război mondial. Pentru că știm, Germania a nutrit frustrări și a încercat să recupereze masiv de unde nazismul. Cred că această comparație este greșită. Nu putem compara Germania de după primul război mondial cu Rusia de acum, deși amândouă sunt imperialiste, iar pentru ca Rusia să schimbe orientarea, trebuie ca într-adevăr totalitarismul să dispară din Rusia. Am avut o iluzie că totalitarismul dispare fără război, fără înfrângere în război. Și nu s-a întâmplat asta. Nu se întâmplă niciodată. A fost o iluzie, odată cu înlăturarea lui Gorbaciov și venirea lui Yeltsin, am avut o reluare a totalitarismului. Putin a profitat de această situație și suntem, de fapt, în prim exercițiu totalitar pe care, la care asistăm uneori în mărmuriții în Rusia. Dar una din situațiile complicate din Rusia este legată de structura puterii, care este personalizată. Vladimir Putin este un om care va împlini în octombrie anul acesta 70 de ani.
care, sigur, poate să guverneze până în 1936, dar e greu de crezut că după insuccesul din acest război va mai rămâne multă vreme. Ce se va întâmpla după? Aceasta este întrebarea. Pentru că nu e vorba despre o democrație în care instituțiile funcționează, ci despre o autocrație în care totul e centrat pe o persoană. E greu de spus. Rusia a încercat în mai multe rânduri să se democratizeze în secolul 20 și nu a reușit. Va reuși în secolul 21, depinde foarte mult și de forța Occidentului, iar eu cred că din aceste crize Occidentul este deja întărit și va fi și mai întărit, și nu mă refer doar la NATO, ci și la Uniunea Europeană, care a devenit, după criza pandemică, mult mai solidară în politici care păreau înainte total europene. Să-i dăm Europei ceea ce e al Europei. A fost 9 mai și pentru Europa ieri. Suntem, din punct de vedere sanitar, mult mai bine coordonați și iată acum ne gândim mult mai serios la Europa apărării și chiar dacă există mici disonanțe, cum este cea din Ungaria, Uniunea Europeană se dovedește a fi un actor important și politic, și militar prin intermediul NATO, dar mai ales economic, și poate să influențeze până la urmă mersul politicii în Rusia pe termen mediu. Deci nu mă aștept ca anul acesta lucrurile să se schimbe în mod radical în Rusia, dar acest război nu poate continua la infinit. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. A fost în direct la deșteptarea analistul politic Cristian Purvulescu și încă ceva astăzi la România în direct, o ediție specială în care Cătălin Striblea și invitata lui Magda Grădinaru de la Spot Media vor discuta cu voi despre legătura între Biserica Rusă și războiul de agresiune declanșat de Putin. De la 1 și un sfert așadar. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.